final ieșim și noi cu motorul. Ultima dată când l-am mai scos la o tură, motorul a fost în noiembrie. Cred că în noiembrie. Pentru cine a fost activ pe canal, îi pot spune că ultima dată când am scos motorul la plimbare a fost când am făcut live-ul sus pe Michelangelo, ultimul live care a mers ca dracu. Da, ăla a fost ultimul. Iar acum, văzând că soarele a început să răsară și când noi suntem vestitorii primăverii, se apropie luna martie. Cât suntem azi? Nici nu știu în ce data suntem azi. 19. Cred că în data de 19, da, suntem astăzi. Am decis să o mișc. Să ies la o tură și să vă informez ce anume o să facem sezonul 2020, cum se spune în România. Da. Știu cum se vede oglinda asta. Știu sigur că trebuie să o mai apropii un pic. Grandland X, uite ca a mea. Îmi place chestia aia de jos. Eu nu o găsesc să o pun, a mea nu o are. Mi-a fost dor de semaforul ăsta. Hai, ne ducem mai în față puțin. Mamă, ce ciorici aici sunt copacii ăștia, ai văzut câte... câți căcăței de gugustiuci și păsărele sunt acolo. Astăzi este o tură de prezentare. Salutare tuturor care sunteți noi pe canal. Eu sunt EduRider Motovlogs. Pe canalul ăsta găsiți doar motovloguri. Locuiesc în Italia, oraș Firenze. Și asta e ceea ce eu o să vă prezint. Mamă, ce senzație e! Știi că nu te-ai mai suit pe o motocicletă de mult. Foarte frumos. Senzație unică, ne încărcăm de energie, brothers! Stai așa, să ne aranjăm puțin. Am pierdut. Nu mai turăm atât de mult. Încercăm să îi menținem puțin turația până când se încălzește bine, bine. Văd că după perioada asta turometrul meu nu vrea să mai meargă, dar își revine el. După toată perioada asta în care a stat momititica. Afară sunt undeva la 15 grade. Se apropie căldura. Și ne mergem să băgăm benzină undeva acolo în stânga. Benzină. Revenim la treaba noastră și dăm o tură până pe Monte Morello. Începe sezonul, începe să ieșim cu motoarele. O să aveți content nou, content de calitate, sper. Fiindcă eu anul ăsta aș vrea să fac ceva. Aș vrea, da, zic bine, aș vrea. Așa mi-aș dori eu, să fac ceva diferit față de ceea ce am făcut până acum. Să schimb multe din drumurile, străzile, pasurile montane pe care le-am făcut. Anul trecut și restul anilor, că vă spun sincer, m-am plictisit de ele, practic m-am plictisit. Bine, în cazul în care o să fiu nevoit să fac aceleași drumuri, le fac, dar nu atât de des față de cum le-am făcut în restul anilor. O să încerc să mai schimb din obiceiuri. Și aș vrea să fac plimbări undeva, să vizitez Toscana și nu numai, regiunile de pe lângă, ceva mai seara cu cortul, chestii de genul, ceva mai drăgu. Și cam asta ar fi. Cam asta ar fi ceea ce aș promite eu pe anul viitor. Motocicleta știți bine că am terminat-o, să zicem, în proporție de 95%. Dacă stau bine să mă gândesc că ăștia 95 sunt greșiți. 98 să zicem. Deci astăzi am pornit-o. Și urmează câteva mici reparații de sezon. Am comandat kitul de lanț. Astăzi pe ora 5 mă duc să-l ridic. Am comandat discuri noi de frână pe față, discuri șmechere Aurii Racing, plăcuțe de frână față-spate și, bineînțeles, schimbul total de ulei, filtru de ulei, schimbarea bujiilor, filtru de aer. O să fiu nevoit să le fac. Nu-mi dau probleme bujiile astea, dar le schimb, pentru că am pus ceva bujii ieftine în momentul în care am pornit-o și am scos-o în lume, fiindcă nu am vrut să cheltui prea mult, având posibilitatea ca motorul să nu funcționeze foarte bine sau deloc. Așa că voi curând o să aveți ceva plimbări pe canal, o să aveți ceva tutoriale how-to și în care o să schimbăm kitul de lanț, o să schimbăm sau nu știu, probabil decât lanțul o să-l schimb. Depinde, o să facem schimburile la ea, montarea discurilor. Iar totodată aș dori să vă anunț că am schimbat logo-ul de pe canalul EduRider Motovlogs. Logo-ul aveți acum în imagine, partea de stânga, dreapta, sus, jos, undeva aici. Asta este noul logo EduRider Motovlogs, care, după cum observați, este destul de drăguț. Pentru asta îi mulțumesc lui Claudiu. Claudiu este băiatul cu triumful care ieșim noi. El m-a ajutat cu acest logo și îi mulțumesc foarte mult, pentru că mie îmi place. Acum aș vrea să-mi lăsați și voi o părere despre nou logo, să am și un feedback din partea voastră, pentru că voi pentru mine contați mult. Setul de logo-uri este acesta, ăsta mare, care voi l-am arătat mai înainte, și acesta mic care va fi în colțul din dreapta. Cel pentru subscribe și prezentarea canalului. Iar ceea ce o să mai fac este ca aceste stickere, acest logo nou de pe canal se va transforma și în stickere. Cred că vă place. Deci o să fac și un giveaway cu stickere pe canal. Nu știu în ce o să conste asta, dar veți fi informați curând pe canalul de Motovlogs. Nu uitați să rămâneți și pe community, pe comunitate, acolo să fiți prezenți, mai pun poze din când în când. Mă mai găsiți și pe Instagram, mai pun poze și aici din când în când. Și nu în ultimul rând pe Facebook. Acolo să anunț unele, altele. O să mai fac și live-uri pe canal. Live-urile niciodată nu o să fie anunțate sau, eu știu, probabil o să fie anunțate, dar foarte puține din ele, fiindcă eu sunt de părere că cine este interesat de canalul meu este prezent și pe live-uri. Odată ce îți vine notificarea pentru episoadele ce le pun eu pe canal, îți vine notificarea și pentru live-uri. Drept urmare, te uiți, mă saluți, lași un coment, una alta. Și pe canal veți mai găsi și test ride-uri. Depinde ce test ride-uri o să mai găsesc, pe unde o să mai fiu chemat. Cam despre asta ar fi episodul de astăzi. Despre o mini prezentare a ceea ce eu o să fac pe acest canal. Eu zic că o să vă placă. O să vă țin la curent așa cum am obișnuit, cu videouri frumoase. Cred că fac videouri frumoase. Așa. Și restul ar mai fi promisiunea, nu vreau să le fac pentru că nu se știe niciodată. Dar poate să mă duc pe circuit cu această TC mică. Poate, nu se știe, o să vedem. Dar deocamdată minimul o să-l fac.